Salutare tuturor și bine ați revenit la școala de cripto. Acesta, stați atenți pentru că este un video de o importanță fundamentală, mai ales pentru cei care au cumpărat criptomoneda Luna după data de 9 mai. Da, toți cei care ați cumpărat criptomoneda Luna de pe data de 9 mai, v-aș sugera să stați foarte atenți pentru că dacă nu veți asculta aceste informații, da, veți pierde toți banii, sau mă rog, mare parte din ei. Așadar, ce s-a întâmplat? Știm că am avut un mega crash pe Luna, da? Știm că s-au pompat o grămadă de unități de Luna în ultimele zile și știm și faptul că în ultimele 24 de ore, 32 de ore, prețul Luna a crescut destul de mult. Unii au făcut un 5x, 10x, 20x, iar alții și-au pierdut toți banii, da? Așadar, ceea ce aș vrea să vă prezint astăzi este faptul că Ducon, atenție, susține un nou program de renaștere al ecosistemului Terra, plan propus de către cei de la Terra Builder Alliance, da? Și ce presupune acest plan și de ce vă interesează pe voi, pe cei care ați cumpărat unități de Luna, da? Deci ați cumpărat după data de 9 mai. Haideți să vedem. Păi, în primul rând, acest plan presupune faptul că blockchain-ul Terra va fi, să spunem așa, clonat, duplicat și se va face un nou proiect, gen New Terra sau Terra 2.0 și așa mai departe. Doar că datele de pe acel blockchain vor fi disponibile doar până la data de 9 mai, da? Adică un blockchain în general este un database descentralizat. Asta înseamnă că avem o bază de dată descentralizată, dar pe mai multe servere și așa mai departe. Astea sunt chestii destul de tehnice, nu știu cât le veți înțelege. Dar mă rog, ne oprim aici cu lucrurile tehnice. Și dat fiind că el va crea acest nou, să spunem, un nou proiect, da? Luna, Terra 2.0, toate informațiile după data de 9 mai nu vor fi disponibile, da? Vor fi, să spunem așa, șterse, nu vor exista pe acel blockchain. Acum, lucrul interesant este faptul că odată ce se va întâmpla acest lucru, scenariul cel mai probabil este că majoritatea se vor muta cu capitalul din Terra, mă rog, din Luna, în Luna 2.0, da? Și acest lucru va comporta faptul că prețul Luna, da, Luna normal, proiectul care este acum, nu cel care îl vor face, cel pe care îl vor face, va pierde capitalizare de piață imensă, da? Iar prețul la acel moment va scădea de o grămadă de ori. Iar cei care ați făcut 5x, 10x, 20x sau cât ați făcut momentan, veți face un minus 200x, minus 500x, adică, mă rog, veți pierde toți banii, ca să ne înțelegem. Pentru că toți banii se vor duce din Terra Luna în Terra 2.0, Luna 2.0, ca să ne înțelegem. Așa. Bun. Acum, asta e pentru cei care au cumpărat după data de 9. Bun. Pentru cei care au cumpărat după data de 13, trebuie să știți că pentru cei care au cumpărat între 9 și 13 este și o compensație, să spunem așa. Li se vor distribui undeva la 10% din totalul de unități de Luna 2.0. Cu toate că nu cred că se va întâmpla asta, pentru că acum poți să-ți cumperi 1 milion de unități de Luna cu probabil 100 de dolari sau ceva de genul. Dar pentru cei care au cumpărat după data de 13 mai, nu este prevăzută nicio compensație și nimic absolut. Da? Adică, dacă pentru cei care au cumpărat de pe 9 mai, când a început presupusul atac asupra stablecoin-ului UST, de pe 9 mai până pe 13 mai vor primi această compensație, care nu cred că se va finaliza practic și că va fi regândită sau, mă rog, regândit procentajul. Pentru cei care au cumpărat după data de 13 mai, nu se propune nimic și se pare că și vor pierde bani. Da? Nu vor avea nicio compensație, prețul o va lua în jos și tot capitalul se va muta de pe Terra Luna, pe Terra 2.0, Luna 2.0 sau New Terra, New Luna. Ok, noul proiect oricum
cel pe care îl vor crea cei de la Terraform Labs, da? Și cam asta este toată treaba la momentul actual. Deci, foarte important, cei care aveți unități de lună, da, dețineți acum lună, ce puteți face la momentul actual este să vă grăbiți cât mai repede să faceți profitul pe care doriți să-l faceți. Cei care aveți de recuperat niște bani și încercați la momentul actual să-i recuperați făcând trading pe luna sau pe UST, încercați să-i recuperați cât mai rapid. Da? Sau dacă nu vă pricepeți prea bine, lăsați o baltă, ați pierdut, e ok, învățați data viitoare mai multe lucruri legate de analiză tehnică, analiză fundamentală și așa mai departe și apoi reluați toată treaba asta cu trading-ul, da, cu un nou capital și așa mai departe, pentru că dacă veți face trading în necunoștință de cauză, este foarte probabil să vă pierdeți și mai mulți bani, da? Așadar, mai bine stați pe bară, stați spectator și în timpul ăsta încercați să învățați lucruri, da? Pentru că sunt materiale mai peste tot, da? Oricum, și de exemplu, la nivel de bază, puteți să vă duceți și pe canalul Școala de Cripto, găsiți acolo informații despre cum să faceți trading pe modalitatea spot, future și așa mai departe, pe Binance, găsiți cum să transferați criptomonede de pe anumite exchange-uri pe altele și așa mai departe. Sfaturi, opinii, chestii de genul le găsiți pe Școala de Cripto. Cu cât știți mai multe, cu atât veți fi mai greu de țepuiți, dar stați foarte atenți în perioada următoare, da? Stați foarte atenți pentru că nu se știe când vor lansa acest nou proiect cripto, da? Deci nu se știe când vor lansa Terra 2.0 și probabil că nu veți fi pregătiți sau nu știu, veți fi la muncă, veți fi în vacanță, la munte, la mare și așa mai departe și nu veți ști că se întâmplă lansarea acelui nou proiect, tot capitalul se va muta de pe Terra Luna, pe Terra 2.0, Luna 2.0 și vă veți trezi când deschideți Binance, Crypto.com, FTX sau ce utilizați voi pentru a face trading, pentru a cumpăra și vinde Luna, vă veți trezi că aveți acolo 5 miliarde de Luna, dar că acele 5 miliarde de Luna valorează, nu mai valorează cât le-ați cumpărat voi cu 5.000 de euro, valorează 3 dolari, 3 euro, ok? Da, deci vă veți pierde bani. Chiar dacă ați făcut 10x, 20x acum, în acea perioadă veți face minus 500x, da? Ca să ne înțelegem. Va scădea prețul grav de tot. Mult mai grav decât a scăzut de la 80-90 la 0,3 de 0. Vom avea 0,50 de 0. Okay? Și proiectul va fi abandonat, Terra Luna asta normal. Va fi probabil delistat de pe Binance, de pe FTX, de pe KuCoin, Whitebit și, mă rog, pe unde mai e listat. Și va fi listat cel nou, da? Luna 2.0 va fi listat. Pe Binance, pe KuCoin și pe toate aceste platforme tranzacționale. Probabil va rămâne, desigur, listat pe platforme tranzacționale descentralizate, da? Gen SushiSwap și ce mai e, să vedem ce mai e aici pe DEX-uri, Uniswap, PancakeSwap, Kine sau Kine Protocol, Curve Finance, HoneySwap și așa mai departe. Va mai rămâne listat pe acele DEX-uri, da? Că nu îl dă nimeni jos așa. Dar de pe CEX-uri, de pe exchange-urile centralizate, o să dispară. La fel cum o să dispară capitalizarea de piață asta de 2,4 miliarde cât avem la momentul actual. Pentru că știm că era, de exemplu, capitalizarea de piață era undeva la 100 de milioane de dolari. Și au fost adăugați, din câte se pare, 2,4 miliarde de dolari. Dar astea sunt în mare parte balene, insider și așa mai departe. Probabil peste 1,5 miliarde din această capitalizare sunt bani, bani care aparțin balenelor, insiderilor și persoane care manipulează această criptomonedă la momentul actual. Iar restul de bani sunt bani care se vor transfera în mod inteligent de la începători sau, mă rog, persoane care cred că vor face 100x, 50x și așa mai departe de fiecare dată pe această criptomonedă, de la aceste persoane, de la acești, nu știu, persoane oricum care sunt la început de drum, mă rog, mai sunt și persoane experte care chiar reușesc să facă ceva profit, da? Și dacă reușesc în mod constant, e și mai bine. Cu toate că, în general, am văzut că se face profit odată, iar apoi se pierde. Că sunt și
La fiecare, nu știu, oră văd un mic pump and dump, pump and dump, pump and dump pe luna. Da? Așadar, stați foarte atenți. Și faceți ce profit aveți de făcut, recuperați-vă pierderile și vindeți cât mai rapid aceste unități de luna pe care le dețineți, da? Mai ales dacă ați cumpărat după data de 13 mai. Chiar și după data de 9 mai, eu zic că nu o să primiți nicio compensație, nimic de la cei de la Terraform Labs. Ok? Încă e la început acest plan de renaștere a ecosistemului Terra, așadar se vor mai face multe modificări, cred. Ducon deocamdată încearcă să-și păzească fundulețul pentru că, din câte știm, ieri, da, ieri a fost spart apartamentul, soția sa a cerut protecție de la poliție, pentru că Ducon nu era acasă, și probabil a primit destule amenințări de la tipi dubioși, pentru că nu doar oameni de bună credință și intelectuali și traderi cu experiență au băgat bani în Terra Luna, sunt și persoane dubioase foarte multe care au băgat bani în acest proiect și care îi vor înapoi, desigur. Da? Pentru că au pierdut o grămadă de bani. Bun, cam atât pentru acest video și cred că și pentru astăzi. Cred că am terminat, că e deja seara, e noapte, 8 seara, la momentul la care termin eu de înregistrat acest video. Sper că v-a fost util, sper că v-a plăcut și cam atât. La revedere!